Bun găsit, dragii mei, din nou la Pagini de Lumină. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Cine nu cunoaște acest gând? De fapt, cu toții ne ducem cu gândul la șlagărul Mădălinei Manole și ne gândim, vai, ce rău că nu mai este această persoană pe lume. Totuși a rămas șlagărul și a rămas în inimile noastre. Mai presus de acest lucru este adevărul pe care ne-l transmite acest gând. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. În lumea antică, printre filozofi exista un obicei, și anume aceea de a alcătui cataloage ale virtuților. Ei bine, nici Biblia nu s-a dat deoparte din a ne prezenta așa ceva și există un catalog al virtuților scris de Apostolul Petru. Aș vrea să discutăm în această emisiune tocmai despre acest catalog al virtuților. Alături de mine se află în studio Alin Ispas. Bine ai venit, Alin! Bine v-am găsit! Dacă ar fi să te întreb, care este cea mai înaltă virtute la care tu te gândești acum? Care este? A fi un om virtuos înseamnă a-ți face ordine în iubiri. Acum, virtutea... Asta este. Capacitatea de a discerne între importanța iubirilor. E bine să-ți iubești animalul de companie, dar dacă ți-l iubești mai mult decât soția, e bai. E o problemă. Și asta face virtutea. Virtutea, o să discutăm astăzi, e un rezultat al unui proces de maturizare care începe cu acceptarea darului, credinței, și înflorește cu manifestarea ei în rezultatele iubirii. Nimic frumos, dacă este să răspund la întrebarea care e cea mai mare virtute, nimic frumos pe lumea asta nu s-a născut la întâmplare și nu s-a născut într-o inimă care era ofilită și distrusă de sentimentele neiubirii, ură, frustrare, demență, cauzată de depresie. Tot ce e frumos a apărut din dragoste, din frumos, din frumosul inimii. Așa că problema nu e care e cea mai înaltă virtute, ci problema e cum ajungi să o ai. Exact. Și asta o să discutăm azi. Exact. Vreau să te rog să aduci înaintea telespectatorilor textul biblic care ne vorbește despre acest catalog al virtuților. Este vorba despre ceea ce ne spune Apostolul Petru în epistola sa. După ce introduce ideea darului credinței și a Dătătorului, care poate să ne dea și să ne înmulțească harul și pacea, apropo de ce spunea Einstein că cea mai mare forță din univers este multiplicarea, în sens matematic, dar și în sens spiritual, tot ce e bun și frumos se multiplică odată ce intri într-o relație cu, și cunoști tot mai mult din caracterul lui Dumnezeu. După ce încheie cu această introducere, vine și spune: de aceea dați-vă și voi toate silințele. Apropo de ce vorbeam ieri, vis-a-vis de îndeplinirea condițiilor. Exact. Ca să uniți cu credința fapta, cu credința voastră, acum e a mea, nu e doar un dar, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Deci ca pe o treaptă pe care s-a ajuns în vârf, la cel mai frumos aspect, să iubești. Cum se ajunge acolo? Asta este ceea ce vom încerca să facem, să răspundem la întrebarea asta. Mie mi se pare foarte frumos că pleacă în lista virtuților tocmai de la ideea credinței, a darului pe care îl primești, da, pentru că te-ai așezat în postura potrivită. În aceste virtuți care sunt înaintea noastră, 8 la număr, eu din ele am scos un proces. Am alcătuit un proces de 5 elemente. Procesul acesta începe cu credința, care este darul. Nimic din ceea ce este bun
nu este al nostru, este primit. Adică și noi înșine, cu tot ce suntem și cu tot ce ne reprezintă, am fost înzestrați cu aceste daruri de la părinți, dacă ar fi să o luăm numai biologic. La fel, tot ce este capabil de a face omul frumos. Sunt daruri, unii spun, ale naturii. Noi vedem acum că natura nu e chiar atât de generoasă și nu e chiar atât de rațională. Ea este supusă forțelor care este exercită asupra ei, așa că n-aș înălța-o deasupra omului, ci aș spune că toate aceste daruri le primim nu de la natură, ci de la Dumnezeu, așa ne spune Biblia. Primul pas în acest proces, pe această scară a virtuților, spune Petru, este să accepți darul. Așa cum am spus deja săptămâna asta, ieri mai exact, darul credinței vine împreună cu Dătătorul. Asta nu înseamnă că din start tu vei avea rezultatele cele mai mari din moment ce ai primit darul. Credința este ca un mușchi ce se dezvoltă ca la sala de forță, în antrenament. De asta și spune, dați-vă toate silințele. Este un aspect aici care mi se pare important de menționat și anume că tu spui că atunci când primești darul, primești, de fapt, Dătătorul. Da. Ei, atunci când primești Dătătorul, când cineva îți oferă ceva și este alături de tine, cum te vei purta? Te vei comporta pe măsura așteptărilor celui care ți-a oferit darul. Ei bine, atunci faptele tale, faptele mele care am acceptat darul acesta, trebuie să dovedească faptul că sunt recunoscător. Imediat o să explicăm și despre fapte, pentru că le-am dat o altă definiție, o altă denumire. Vreau să terminăm în două, trei cuvinte cu credința. Credința, practic, ca prim punct în acest proces al virtuților, este capacitatea ta de a viziona tot ceea ce este bun, frumos și sănătos. Ți se deschid ochii asupra unei alte realități? Despre acest lucru vorbești? Simplul fapt că omul poate să-și imagineze ceea ce e bun este un dar al credinței. Simplul fapt că poți să vezi ceva mai mult pentru viața ta, să vezi o familie mai bună, să vezi o schimbare în caracterul tău, să-ți imaginezi lucrurile acestea. Asta înseamnă că cineva lucrează acolo și ți-a dat acest dar pe care tu poți să-l accepți sau poți să-l refuzi. Prima licărire a credinței în viața ta este o răscruce. Și aici vreau să înțelegem. Dacă respingi credința, vei duce o viață de victimă, o viață mediocră. Dacă accepți darul credinței, credința aceasta, chiar dacă de la bun început nu știi că ea vine împreună cu Dătătorul, te va aduce în fața unei persoane și te va transforma. Pentru că tot ce e frumos în lumea asta, chiar dacă nu vine direct prin Biblie, chiar dacă n-am cunoscut, există în toate părțile al lumii acestea oameni care respectă valorile universale, principiile și nu au știut de creștinism. Dar cineva în universul acesta, Dumnezeu, s-a îngrijit să le dea acest dar al credinței și ei nu l-au refuzat. Și ce au făcut? Pentru că nu l-au refuzat, au trecut la pasul 2. După ce ai această întâlnire cu credința, cu capacitatea de a viziona ceva mai bun pentru viața ta și a celor din jur, trebuie să treci la acțiune. Aici este, spun eu, declicul. Pentru că spune, dați-vă toate silințele. Vedeți? Una este să fii informat și să zici, măi, eu cred că... Și aici este exemplul acelui mare acrobat, căruia, acum i-am uitat numele, ce obișnuia să treacă prin anii 1800 pe stecascada Niagara, pe acea frânghie. Și a trecut. În toate chipurile și felurile, chiar și legat la ochi. La un moment dat a trecut și cu o mașină de gătit și a făcut ouă prăjite acolo. Nu știu dacă ne putem imagina. Și oamenii dădeau bani să participe. Charles Blondin. Blondin, cum vreți să-i spuneți. Așa. Și la un moment dat zice că a pus întrebarea. Crezi? Bun, dacă crezi, urcă-te în roabă. Ei, una e să crezi și alta este... Și de asta zice, depuneți
și dați-vă toate silințele ca să treci la acțiune. Păi dacă eu cred că afară e frig, îmi iau haina. Dacă eu cred că în viața mea a intrat binele prin faptul că am acceptat prin credință că familia mea poate fi diferită, că finanțele mele pot părea diferit, că nervii mei pot să fie domoliți, atunci eu trec la acțiune și nu mai plâng, ci mă comport ca și cum deja am. De asta și ne apropiem foarte mult aici de industria dezvoltării personale, deși nu e rea, e bine că putem să ne dăm mâinile și sper să accepte și ea că fără Dumnezeu nu se poate totul, nimic. Ea spune că acțiunea aceasta presupune să faci pașii și să te porți ca omul care vrei să fii, nu să aștepți să devii. Adică stă în puterea ta să alegi astăzi să fii un soț mai bun, să fii un tată mai bun. Nu să aștepți când vei avea mai mult timp. Nu să aștepți, unii chiar, cred eu, își bat joc fără să vrea, o, dacă s-ar îndura și de mine Dumnezeu să-mi dea, ce să-ți mai dea? Dar ți-a dat creierul să înțelegi că nu stai bine? Acum ți-a dat și sănătate și ți-a mai dat o zi de har? Folosește-o. Acum aș vrea să accentuez aici un lucru. Scuză-mă, dar cred că este foarte... E esențial să aduc aici un gând. Nu știu de ce. Eu văd credința ca pe un declic. În momentul în care ai accesat credința sau ți-a fost accesată credința în inima ta, în mintea ta, în tot ce ești tu, deja ai o revelație. Nu mai ești în umbră, nu mai ești într-o peșteră. Deja mintea ta poate să străbată departe mult și bine. De ce totuși mulți oameni sunt atât de izolați în necredința lor și trăiesc o viață de vai și de amar, de pe o zi pe alta și parcă 70-80 de ani cât le este hărăzit pe acest pământ, aceeași calitate a vieții o au, adică una deplorabilă. Da. De ce? Din două motive. Unul motiv ar fi, există două posibilități. Fie consideră că e suficient ceea ce au și se mulțumesc. Și mulți și-au format un surogat în loc de a se bucura de frumusețea și de belșugul vieții, de har și pace din belșug. Ei își cresc valoarea identificând relele din societate și găsindu-și motive să fie negativiști. Ăștia se premiază că au mai găsit un motiv să fie nemulțumiți. Asta e singura lor fericire. A doua posibilitate este că ei se tem să treacă la acțiune. Și credința lor moare. Și se usucă. Și sunt creștini, cum spune și Sfânta Scriptură, care în inima cărora a încolțit, dar când se întâlnesc cu greutățile vieții, nu mai pot să treacă mai departe. Și al doilea pas, ca să trecem și la al treilea, este fapta sau acțiunea. Aici aș vrea să mai accentuez ceva și terminăm. Acțiunile nu presupun neapărat perfecțiunea. Un om care are credință nu presupune neapărat că va face perfect totul. Că va ști drumul. Credința nu înseamnă că tu știi obstacolele și că automat reacțiile tale te vor ajuta. Nu, reacțiile tale te vor trage în jos. Creierul uman, mai ales ăsta pervertit de mii de ani de necredință, tot timpul va căuta să te conserve și să te păstreze în locul tău. De aceea, tu nu te poți baza că din momentul ce ai făcut un pas, tu acum te vei simți ca în al nouălea cer și automat vei ajunge pe ultima treaptă. Nu, cred că problema principală a noastră, a oamenilor, este că evaluăm omul sau ne evaluăm pe noi înșine în funcție de rezultate și pe termen scurt. Corect, bravo. Noi ne gândim imediat, uite, am un an de când am accesat credința sau am schimbat macazul în viața mea. Și dacă într-un an de zile nu văd schimbarea totală în viața mea, imediat mă... Păi aici mi-ai pus mingea la fileu, mulți își strică viața în 15, 20, 30 de ani sau au moștenit o viață stricată de la părinți și vor printr-un program fast de 40 de zile să se schimbe. Și dacă nu merge, se întorc mai rău. Hai să trecem la următorul. Da. Pentru că ai zis de evaluare. Al treilea pas este cunoștința. Eu l-am numit evaluare și experiență. Cunoștința, sigur, aici se referă la cunoașterea lui Hristos. Dar cunoașterea lui Hristos îmi oferă mie capacitatea să-mi evaluez acțiunile. Nu doar să acționez mai departe,
și să fac ceea ce nu este eficient. Pentru că și un om care are credință poate să ia decizii care nu sunt cele mai bune, sincer. Și ucenicii aveau o doză de credință, dar au decizii greșite. I-au tăiat urechea, spunea Petru, și au fugit. De aceea, următoarea treaptă a evlaviei, a virtuților de care vorbește Petru, este evaluarea și experiența pe care mi le oferă cunoștința. Care este atitudinea mea înaintea, adică? Înaintea lui Dumnezeu sau înaintea ceva măreț la care mă raportez, atunci când mă evaluez după un anumit timp de mers în direcția respectivă? Păi, evaluarea nu trebuie să te descurajeze, pentru că nu te compari cu alții. Uite, alții într-o lună au făcut mai mult decât mine. Dar evaluarea nici nu te face să te culci pe ureche. Când ești în fața lui Dumnezeu, evaluarea te va propulsa mai departe în umilință. Te va echilibra. Te va echilibra și te va ajuta să ai o cunoștință care nu te îngânfă, ci care te zmerește. Care e acea cunoștință? Unul la mână, că ești iubit și că ai o chemare minunată, așa cum vom și vorbi săptămâna aceasta, din partea celui care ți-a dat darul, el te vrea sus, și doi, nu ești vrednic și te zmerește. Îți dai seama cât de, că problema ești tu. Și această evaluare și această experiență fac ca acțiunile tale să fie din ce în ce mai rafinate, din ce în ce mai țintite și să nu fii haotic. Sunt acțiunile credinței evaluate și au experienței în credință. Și cu însă, atenție, mulți spun, domnule, am 10 ani de credință. Nu, mulți au un an de credință repetat de 10 ori, pentru că nu și l-au evaluat. Așa este. Și vreau să spun, dacă ai suficientă răbdare cu tine și cu cei din jurul tău, cu siguranță vei vedea că ai crescut, nu ai scăzut atunci când te raportezi la ceva măreț. Acum ajungem la a patra treaptă. Ai vorbit de răbdare și înfrânare. Eu le numesc maturizarea. Odată ce ai primit darul și ai văzut în tine licării a ceva mai bun, licării acelui motivator către tot ce e frumos și nobil în viață, odată ce ai trecut la acțiune, indiferent dacă ai văzut drumul sau nu, dacă ai făcut cea mai bună acțiune sau nu, odată ce ai evaluat, ce ai căpătat experiență, să cunoști odată harul lui Dumnezeu, că vrea, are un plan minunat cu tine, și doi, să cunoști cât de mic ești și cât ești tu de slab, atunci începi să te maturizezi. Și atunci începi să ai și răbdare și începi să ai și înfrânare. Maturizarea aceasta nu este altceva decât rămânerea în procesul acțiunii, al credinței, al evaluării și al experienței. Este, de fapt, repetarea sistematică a acelorași lucruri care te-au dus aici. Asta te maturizează. Asta te îmbracă într-un înveliș constant, stabil. Și ajungem acum la ultima treaptă. Care este cea mai înaltă? Este ultima? Da. Rezultatele. Rezultatele. Și avem aici pasiunea sau dedicarea, adică evlavia, și dragostea de credincioși și de necredincioși, de dușmani, de prieteni și de oameni răi. Astea sunt rezultatele care nu apar peste noapte, care vin în urma acestui proces de a fi sensibil să observi darul, să observi chemarea spre ceva mai bun, credința. De a trece la acțiune, de a nu rămâne teoretic, tician, ci de a acționa indiferent de cât de greu ți-ar fi. De a evalua și de a experimenta și de a repeta, adică de a te maturiza. Acum apare pasiunea. Când nu mai faci lucrurile timid, măi, ce-o fi după colț? Am acționat. Când nu te mai evaluezi cu teamă, că multora ne e teamă să ne evaluăm, ce-o-i descoperi dacă mă evaluezi? Astăzi, îmi descoper că meri nota 4. Și faci din pasiune ceea ce faci. Și când faci din pasiune, asta este rodul. Asta este evlavia, este pasiunea pentru Hristos. Pasiunea pentru Dumnezeu, pasiunea pentru bine și frumos, care toate vin de la Dumnezeu. Și odată cu această pasiune, vedeți? Este evlavia pe orizontală, pe verticală, dar e și dragostea pe verticală, pe orizontală. Și este crucea. Pasiunea, dedicarea și față de Dumnezeu și față de oameni, adică evlavia aceasta și dragostea, ele sunt adevăratele rezultate.
Ele sunt niște roade. Acum oamenii vor dragoste și se roagă. Și mai știu eu, citesc. Dar trebuie să reținem că ele, aceste roade, vin doar din rămânerea în proces, intrarea și rămânerea în proces. Oricât ar fi de dureros. Mi-a plăcut foarte mult cuvântul acesta pe care l-ai folosit, mi se pare fenomenal. Procesul de rafinare, de fapt. Da, te rafinează procesul acesta. Face din tine, scoate din tine ce este cel mai bun. Și rezultatul este cu siguranță o relație cu Dumnezeu și dragostea pentru oameni. Știi ce este și mai uimitor în acest proces? Că el te rafinează fără ca tu să mai știi. Tu nici nu știi cum te-ai schimbat. Tu te lupți acolo, ești concentrat să lupți. Tu nu te uiți pe a avea succes. Tu nu te concentrezi pe a avea succes. Tu te concentrezi pe a-ți da cel mai bun. Pe a face următorul pas. Pe a urca pe următoarea treaptă. Tu nu vezi 10 trepte în față. Așa este. Și în procesul ăsta te rafinezi. Pentru că rămâi în proces. Așa că încurajarea mea. Pentru toți cei care vor roade bune în viața lor. Ce e mai bun decât dragostea? Capacitatea de a întâmpina răul cu bine. Capacitatea de a-ți păstra sănătatea mentală în mijlocul problemelor. Capacitatea de a-ți păstra echilibrul emoțional chiar și în fața gropii. Și capacitatea de a-i face fericiți pe ceilalți. Și implicit să devii o prezență care aduce fericire în jurul tău. Se vede pe fața ta seninul. Copiii tăi văd asta. Așa este. Încurajarea mea este să prindă licărirea pe care sunt sigur că toți o au în viața lor. Licărirea a ceva mai bun. De a-și dori, da, ai o familie fericită, poți să ai și mai mult. De a-și dori mai mult din ceea ce este bun. Dumnezeu niciodată nu va spune nu. Nu vreau să-ți dau mai mult. El spune harul și pacea să vă fie înmulțite. Păi când ai har din belșug, înseamnă ca și cum avea un cec în alb pentru a acoperi toate ratările tale. Dacă ți le recunoști. Și dacă vrei să nu le mai repeți. E o diferență, harul ieftin și harul responsabil, care înțelege cât costă păcatul. Dar când ai această conștiință că cineva îți vrea binele, intră în acțiune, intră în acest proces, care este? Acceptă darul, treci la acțiune cu darul pe care l-ai, evaluează-te și capătă astfel experiență, rămâi în proces și rafinează-te în felul acesta maturizându-te și începe să faci apoi, vei vedea, din pasiune, pașii acestui proces și din dedicare față de bine, față de frumos, față de adevăr, față de tot ceea ce este trebuincios vieții pe pământ. Că orice lucru frumos de pe pământ este trebuincios. Ceea ce este urât nu e trebuincios. Se refolosește pentru bine și frumos. Așa că intră în proces, fă pașii și rămâi în proces chiar dacă ai fi ispitit să ieși din el. Și vei vedea maturizarea nu vine dacă tu spui, las haltera jos, las greutățile jos, că e prea greu. Îmi place de Arnold Schwarzenegger, care stătea câte 5 ore, spunea el, în sala de antrenamente și avea mereu pe față un zâmbet. Și oamenii spuneau, de ce? Când toți de aici sunt amețiți de oboseală și acri și așa, tu ești după 5 ore? Da. Știu că eu aveam, zicea, puneam poze cu idolii mei, sigur, așa spunea el, eu nu recomand așa ceva, și mă uitam și în fiecare zi știam unde vreau să ajung. Și a ajuns. Sigur, nu vreau să merg să spun fii ca el și omoară în filme și foarte mușchilos și atât. Vreau să spun că dacă ai această pasiune, ea te va ajuta să întreci orice obstacol și să rămâi în proces. Și să ajungi la rezultat. Și pasiunea aceasta este dată de dătător. Când vezi cine este dătătorul, Iisus Hristos, care a dat totul pentru tine din pasiune pentru tine, vezi valoarea pe care o ai, vei rămâne în proces și nu vei ieși de acolo cât ar fi de greu. Așa este. Mulțumesc, Alin. Ne-ai încurajat foarte mult să mergem pe un drum care începe cu un singur pas. Și dacă avem de urcat o scară destul de înaltă, nicio problemă, nu trebuie să ne facem griji pentru a doua jumătate a scării sau ultima parte a scării, trebuie să ne facem griji pentru singura treaptă pe care o avem de urcat în momentul de față. Și cu siguranță că Dumnezeu nu rămâne dator. El va aduce rezultate la timpul potrivit, în așa fel încât să nu fim dezamăgiți. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă încurajez. Mergeți pas cu pas. Atât suntem datori astăzi să facem. O zi plină de lumină în continuare vă doresc.